Uneori, o relație pe care o credeam frumoasă la început se poate transforma ușor-ușor într-o capcană fără ieșire. Atunci când credem că ne jignește pentru că merităm sau că ne lovește pentru că ne iubește, ne aflăm de fapt într-o relație toxică. Cum trebuie să procedăm când ne dăm seama că suntem într-o astfel de situație, ne spune părintele Vasile Ioana. Bine ați revenit, Doamne ajută, bucurie, dragii mei, Doamne ajută, Doamne ajută. Părinte, vorbim despre relația toxică, așa cum este ea denumită astăzi, dar aș începe discuția cu dumneavoastră, părinte, de la următoarea întrebare. De ce iubirea doare, părinte? Dragul meu, paradoxal, ne căsătorim ca să fim fericiți. Așa. Alegem persoana iubită, o alegem cu mare atenție, pentru că știm că persoana aceea ne face, ne aduce fericirea, ne aduce pacea, ne aduce bucuria, ne aduce împlinirea. Și se întâmplă un paradox. Cucerim persoana iubită, după care uităm să o mai recucerim, acest lucru aducând o prospețime relației, și trăim așa cumva într-o stare de decădere, uitând că pentru a construi o relație trebuie mereu, în fiecare zi, să faci ceva pentru asta. Nefăcând ceva pentru asta, începe decăderea să apară. Și atunci firea noastră păcătoasă se duce în jos, iar femeia are o capacitate uriașă de iubire, însă această capacitate a ei de iubire, la un moment dat, decade și ea, și se transformă în adicție sau în dependență, care nu mai e iubire. Adică vorbește urât, mă înjură, dar îl iubesc. Da. Adică se naște această adicție, mă bate, dar îl iubesc. De ce? De ce se întâmplă asta? Care e mecanismul? Exact. În fiecare femeie este o mamă. Așa. Femeia are o forță uriașă de protecție. I-a dat Dumnezeu această putere. Și atunci ea, când iubește, foarte repede confundă bărbatul cu copilul. Și ce faci copilului? Îi ierți orice, îl alinți, lasă-l că e mic, îl divinizezi că e al tău. Și atunci femeia se mută în logica de mamă, intră în control, știe, femeia știe unde bea soțul, unde se duce și bea, cu ce prieten bea, cu cine se culcă, cu aia din capul satului, lasă că vine tot acasă, și îi acceptă păcate. Ea ar trebui să iasă din logica asta de mamă și să intre în logica de soție și să vorbească de la egal la egal cu el. Abia femeia, când renunță la acest control nebun, abia atunci ea începe să se elibereze puțin și să vadă cu ochi limpezi că e vorba de abuz aici, de manipulare și de minciună. Pentru că bărbatul manipulează, minte, abuzează, iar femeia rabdă. Și pentru că femeia rabdă, bărbatul merge mai departe. În fiecare familie este puțină toxicitate. Că e mai nervos într-o zi, că vorbești urât într-o altă zi, dar îți ceri iertare, revii, așa e normal să fie. Dar sunt niște limite peste care, în mod inexplicabil, multe femei trec. Și nu e în regulă. Sunt femei, părinte, care spun că un bărbat mai agresiv cu ele este un bărbat adevărat. Pentru că altfel ar fi pămpălău. Aici este o problemă de matrice. Adică ce are femeia din copilărie. Dacă femeia în copilărie, când era ea fată, aici e o mare problemă la educație. Pentru că părinții te-au educat că băieții contează. Când băiatul e în familie, fata ieșea pe acolo. Fata nu a fost centrul universului familiei, importantă, minunată, ca ea să simtă că are încredere în ea. Și dacă a mai fost și bătută de tată, atunci ea nu mai are încredere în ea. Și ea consideră, când face bărbatul tâmpenii, crede că ea e vinovată. Ea are un sentiment de vinovăție extraordinar și e o mare durere, o cumplită durere. Din această suferință, pentru că spovedesc multe doamne cu această problemă, am venit la voi să ofer totuși câteva soluții în fața acestui flagel. Prea multe femei stau în relații toxice, inexplicabil, sunt bătute. Am avut zilele trecute o doamnă, X, nu dau numele, părinte, mă bate în cap. Și am zis, adu-l la mine. Și mi l-a adus. Și am spus, nu tu ai creat-o să o lovești. Nu ai voie să faci așa. Adică cineva trebuie să-i spună bărbatului care este torționar sau care este tiran, că nu e regulă. Și
momentul acela răul trebuie să se oprească. Sigur că se întâmplă și invers, tirania femeii în cuplu, când ton ridicat, jigniri, nenorocitule pentru chestii minore. Da. Aici, iarăși, măsura trebuie, e foarte importantă, dar în fiecare familie, unul este puțin mai tiran și celălalt rabdă mai exact. Mult. Noi acum aș vrea să ne ocupăm astăzi de situațiile mai grave da. De, și să le trezim pe doamnele care, deși sunt bătute, rămân în relație și nu exact. E regulă și să le ajutăm. Am găsit niște soluții, am 4 soluții astăzi, cum să facem când apare, când relația devine toxică, când abuzul vine în cuplu și ce soluții să adoptăm în așa fel încât să ieșim din acest rău, pentru că voi aici la ProTV aduceți, fraților, și soluții oamenilor. Exact. Haideți să vedem ce soluții ne propuneți. Haideți să vedem împreună. Astăzi, părinte. Sunt convins da. Că fiecare dintre voi sunteți în cuplu, nu faceți parte da. Din câte un cuplu. Da. Și atunci vă gândiți întâi la cum sunteți voi, cum vă raportați voi la persoanele iubite și încercăm să-i ajutăm. Prieteni, prietene, oameni care exact. Au probleme de tipul ăsta. Abuzul în cuplu, care sunt soluțiile? Prima soluție este alungă frica. De ce stă o femeie lângă un bărbat tiran? De frică. E frică să nu rămână singură. Da. E frică de singurătate. E frică să nu fie considerată de celelalte femei divorțată. Ca și cum titlul acesta ar fi o rușine. Da. E frică. Femeia a trăit cu frică încă de mică. Ei îi se pregăteau lucruri. Ea intra în logica asta de protejată. Și ea vrea să se simtă protejată da. Și atunci, ca să facă pasul cel mare, se teme. Pentru aceasta am o soluție. Important este să știi că acțiunea este viață și sănătate și reacția, când reacționezi la răul lui, te îmbolnăvești, reacționând mereu. Dar acționând, faci ceva. Și atunci ar trebui să faci o alegere. Alegerea exact. De a rămâne este o alegere. Dacă te-a bătut da. Și tu rămâi, e alegerea ta. Dacă tu nu faci ceva din momentul ăla încolo. De aceea le îndemnăm pe doamnele care într-o zi au fost bătute inexplicabil să înțeleagă faptul că integritatea este mai importantă decât singurătatea. Adică da. Să scapi cu mintea întreagă, exact. Să ai o integritate mentală, spirituală, fizică, este mai important decât singurătatea. Adică da. Decât cu nebunul, mai bine acționezi. Pentru că nu te teme, cineva nu te părăsește niciodată, prea iubită femeie abuzată de tiran. Dumnezeu nu te părăsește niciodată. Femeia ar trebui să înțeleagă această realitate, că cineva, Creatorul, nu te părăsește. Deci ai curaj și acționează. Și de aceea am trecut astfel la pasul 2. Așa? Deci alungăm frica. Da. Cum alungăm frica? Spunând stop joc. Adică în momentul da. În care te jignește, îți vorbește urât, sigur că poți să accepți anumite reacții, anumite stări ale lui, dar până la un punct. Din momentul în care a apărut fizic, abuzul fizic sau jignirea sau umilința, când ești umilită, deși tu ai muncit, deși tu faci tot ce trebuie, în momentul ăla spui stop, stai, nu mai vreau, nu vreau, nu accepta răul, oprește-te, nu vreau să continuăm această discuție, nu vrea, ai plecat. Nu rămâne în rău. Aici văd ce faci. Adică el, dacă minte, înșeală, manipulează, văd că mă minți, nu e în regulă. Nu accept asta, eu plec. Părăsește scena unde îl vezi că el face tâmpenii sau ea. Atunci spui stop, nu vreau asta. Vreau să stăm de vorbă. Vreau să vorbim. Ce facem cu soțul bețiv, de exemplu? Aici, el vine beat, vine aia, acasă beat, aia. Astăzi, mâine. Da, părinte, cu cine vorbești? Când vorbești cu el? Exact. Cu cine vorbești? Aia. Când l-ai prins treaz, vreau să vorbim. Așa. Și când l-ai prins treaz, el e spășit. Da? Fii atent. Dacă mai continui, s-a terminat. A venit o doamnă la mine, mi-a zis, părinte, soțul meu, bețiv, copiii, sărmanii, da. N-au ce face. Și am spus, oprește-te, vorbește cu el când e treaz. Îl vezi când e conștient și spune așa, dacă eu îți dau un timp, în 40 da. De zile sau 2 luni sau o lună, să îți revii, să devii alt om. Îți dau un timp, dacă nu, ne despărțim. Plec. Ai dreptul ăsta ca soție care ești abuzată permanent. Și vine la mine, părinte, s-a potolit, m-a ascultat. După vreo câteva luni a venit părinte, iar s-a apucat da. De băutură, iar s-a dus cu prietenii, iar a venit beat, da. Iar mi-a vomitat pe pat acolo. Ce fac? Și am spus, de data asta te duci la un avocat și îi spui, vreau să stăm de vorbă, dar în prezența unui avocat. Îl sperii,
pentru că ei sunt foarte sperioși dacă văd că e groasă, știi, că ceva se întâmplă. Aici este problema, tu trebuie să fii mai fermă și în momentul în care îi spui, ne despărțim din momentul ăsta, nu mai stăm împreună, uite, domnul avocat, pregătește documentele, dacă tu continui atitudinile tale, s-a terminat. Dar îți mai dau o șansă. Dacă văd în câteva zile că tu-ți revii, adică tu trebuie să-l ții cumva amenințându-l, că altfel nu. El, și dacă tu-l ierți, faci odată, ce și faci? La revedere. La revedere. Deci asta tu e. Nu poți să schimbi. Aici e problema, că tu crezi, noi credem în mod naiv că putem să schimbăm partenerul. Nu noi trebuie să schimbăm partenerul. Partenerul trebuie să se schimbe. De aceea trebuie să intri în această logică de vorbit cu el de la egal la egal. Tu nu ești mama lui. Tu nu ești chemată să-l schimbi tu. El trebuie să se schimbe. Și el se va schimba dacă tu ai o atitudine de la egal la egal, curată, corectă. A treia cale, dezvoltă-te spiritual ca să poți să reziști și să poți să îndrepți un om, pentru că sigur că din punct de vedere creștin trebuie să-l îndrepți pe om. Domne, îi dai o șansă. Îi dai o șansă, două, trei. Iisus a zis de 70 de ori câte 7 să ierți până când omul se îndreaptă. Da. Deci trebuie să ai multă răbdare. Cum îți iei răbdare? În zgomotul conflictului, când apare cearta, dispută, în bucătărie, vorbește urât, liniștea vine de la Dumnezeu. Tu spui, o secundă, te duci la tine în dormitor, acolo unde ai tu icoanele tale și te rogi. Doamne, Doamne, dă-mi putere, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu îți dă o putere extraordinară. Deci retragere-te în rugăciune și primești dragoste de la Dumnezeu. Dragoste adevărată de la Dumnezeu și atunci vei căpăta răbdare. Dacă ești dezvoltată sau dezvoltat spiritual, reziști altfel și îl iluminezi și pe celălalt cu pacea ta. Deci tu ai pace și o dai și celuilalt. Da. Și ultima, a patra soluție, trebuie să înțelegem cu toții că relația de cuplu este ca un dans. Ce este un dans, dragul meu? Eu invit la dans, da? Bărbatul invită la dans, femeia se emoționează și răspunde. Așa. Deci așa se naște relația. Și apoi începe dansul. Da. Dansul are ritm și reguli. Corect. Ritmul dansului și regulile aduc armonia dansului. Căsnicia este ca un dans în care avem ritm, ne iubim unul pe altul și fiecare face un efort în dans, fiecare face un efort în dans. Dacă unul se oprește la jumatea dansului, ăla nu mai e dans. Și atunci, sigur că dacă e mai greu, tu îl susții pe celălalt să rămâne în ritm. Dar dacă cineva cade, nu mai... sau când te înșală la jumatea dansului, ca și cum a plecat la jumatea dansului. Te simți umilit. Stai puțin, am rămas în ring. Deci, ce înseamnă relație de cuplu adevărată? Reciprocitate. Fiecare oferă ceva. De aceea le îndemnăm pe doamne, pe telespectatoare, pe telespectatori, pe voi, pe toți. Haideți să ne facem împreună o judecată dreaptă. Eu ofer cuplului, primesc. Există dansul ăsta corect, după reguli, după ritm. Există bucurie în dragoste, în iubire, în cuplu. Dacă unul din cei doi este abuzator, este manipulator, este răutăcios, îți face viața un iad, îi dai un timp. Nu e în regulă, ia-ți curaj, nu e în regulă, vreau să te schimbi, tu vreau să te schimbi, nu eu vreau să te schimb. Și dacă nu te schimbi, la revedere. Te iert, dar... Te iert, dar cu condiții. Te iert, dar cu condiții, ca să te îndrepti. Dacă nu există reciprocitate, nu mai e relație de cuplu. Tu nu ești mama lui și atunci ar trebui să fii mai fermă, vă îndemn, doamnelor, fiți mai ferme și viața voastră va fi mai bună. Aveți curaj, că Dumnezeu înseamnă putere. Și dacă ești singură și cu Dumnezeu, e mai bine fără un nebun. Doamne iartă. Așa e, părinte. Da, sigur, cazurile sunt multiple și depinde. Și diverse, E adevărat. Da, apar copii, probleme financiare. Dar nu trebuie să-l lași adevărat, să te domine și să te bată. Exact. Nu trebuie să-l lași să se exagere. Nimic nu justifică violența într-un cuplu. Mulțumim tare mult pentru sfatul, părinte. Ne-a făcut plăcere ca de fiecare dată și să sperăm că doamnele au prins ceva mai mult curaj după aceste îndemnuri venite de la dumneavoastră.